La mine este altfel. Eu mă gândesc că dacă o să mai am un copil, nu o să-l iubesc la fel de mult ca pe Tommy. Deci Tommy este lumina ochilor. Nu ți imaginezi tu asta, acum. Aici am problema. Dar oricum, doamnelor, dacă vă pregătiți să aduceți pe lume un copil, felicitări. Și fie că e vorba de primul sau de al doilea, știți că de la un punct va fi mai greu cu hainele. Așa că vă venim în ajutor cu niște ținute chic pentru această perioadă. Vorbește lumea la cafea, cu ce să mă îmbrac. Cred că asta este problema cu care ne confruntăm noi femeile în general, dar cred că este o problemă și mai mare atunci când suntem însărcinate. E așa? Sinceră să fiu, da. Sunt foarte multe transformări care au loc, transformări care sunt oarecum surprinzătoare. Chiar dacă știi despre ce ar fi vorba, atunci când le simți pe pielea ta, se resimt un pic altfel și trebuie să găsești soluții. Și slavă Domnului că soluții există. Găsim foarte multe opțiuni și în magazinele pe care le frecventăm de obicei. La ce anume ar trebui să fim atente atunci când vrem să ne alegem ținute și suntem însărcinate? Aș spune că sunt câteva detalii care ne ajută foarte mult în sarcină. Și anume, elasticile care sunt în talie, îndeosebi, cum sunt și la acești pantaloni, eventual suplimentate și cu șireturi, oferă un spațiu suplimentar pentru burtică. De asemenea și pliurile care sunt poziționate în față ne ajută foarte tare. Ne ajută să avem și o închidere în față cu care să ne putem juca, eventual să cambrăm ulterior cât de mult ne este confortabil. Și avem genul acesta de rochii care sunt fie parte peste parte sau cu închiderea clasică cu nasturi. Rochiile tip cămașă sunt de asemenea o opțiune foarte bună. De asemenea și rochiile tunică, care pur și simplu oferă un spațiu suplimentar prin croi pentru însărcinatele, femeile gravide mai curajoase, care vor să-și expună în continuare formele, recomand și materialele care sunt elastice, cum avem aici. Avem un combo de două piese, o ținută monocromă, foarte frumoasă. Ar trebui să ținem cont inclusiv de tendințe. Dacă vrem să fim actuale, bineînțeles că mereu tendințele ne ajută foarte tare, dar eu cred foarte mult într-un fundament al stilului personal, fundament care să nu varieze atât de mult de la un sezon la altul, pentru că s-ar putea să fim copleșiți. Trebuie să ținem cont de silueta pe care noi o aveam anterior. Ar trebui să ne gândim dacă avem mai mult volum pe zona bustului sau pe zona șoldurilor sau dacă avem umerii lați sau poate că în mod natural noi aveam ceva volum pe zona abdomenului. Ei bine, ulterior și un aspect poate și mai important decât partea asta de siluetă ar fi înălțimea. Dacă suntem niște persoane înalte și tonifiate, realitatea este că problemele se diminuează cu mult, însă dacă suntem minione, dacă suntem, să spunem, avem un număr ceva mai mare de kilograme și în general ne alegem mai greu ținutele, într-adevăr ar trebui să ținem cont de toate lucrurile acestea pentru că se amplifică. Situația devine și mai un pic mai complexă practic în timpul sarcinii. Dacă suntem minione, bineînțeles că nu va fi de dorit să punem ceva foarte lung sau ceva foarte larg, ci să mergem către lungimi sau lărgimi moderate. Trebuie să ținem cont inclusiv de cromatică. Da, cromatica, din punctul meu de vedere, joacă un rol important în general atunci când ne creăm ținute și un truc foarte bun pe care putem să-l facem în sarcină și nu numai pentru a da senzația de subțire a siluetei este să compunem ținute monocrome. Atunci când venim cu aceeași culoare, în diferite nuanțe, așa cum am făcut de fapt și eu astăzi, silueta noastră practic va fi un soi de bloc cromatic de sus până jos și ochiul practic merge pe o linie verticală și astfel iluzia este de subțire. Eu personal am încercat să investesc în piese pe care să le pot purta și ulterior, poate doar puțin ajustate, dar de exemplu cum avem materialele elastice, putem piesele respective să le purtăm fără probleme și ulterior chiar în același mărim, fără să le ajustăm, fără să facem nimic. Vorbește lumea.